facem și o captură frumoasă de genul. Ne-am hotărât să pescuim la răpitor. Știm că este prohibiție, dar oricum noi aveam de gând să eliberăm orice prindem. Și îmi pare rău că n-am filmat când am băgat tot bagajul în mașină. Dar o să filmăm când ajungem acolo cam ce am luat cu noi. Și o să filmăm, bineînțeles, și cum merge motorul. Sau cum funcționează motorul pe apă. Vă ținem la curent cu ce se întâmplă. Ne chinuim pe aici, pe lângă mal, dar n-a trecut nimeni. Probabil că acum o să vină poliția ta să ne ceară actele. Aoleu, mi-e frică. Unde intrăm? În stuful ăla? Aoleu. Nu știu, dar mi-e frică. Nu mă băga acolo, că mi-e frică. Dar era și data trecută în stupul ăsta, nu? Era și data trecută. Da, da. Da, da, am trecut. Fix pe acolo, printre ele am trecut. Între astea două porțiuni de stuf.
Aici este un loc plin cu nuferi. Bine, acum sunt uscați. Și o să trebuiască să ridice motorul și să dea la vâzle. Vrei să mă dau într-o parte așa? Ridici motorul? Oh, era un curcat asta. Am descurcat. O să o pun în partea asta. Să nu ne mai încurc. Adică. Hai că m-ai speriat. Cine știe ce s-a întâmplat? Ceva grav. Deci vreau să spun că se văd vârfurile munților. Pedro. Da, măi, uite, sunt prin ea prin zăpadă. Se văd munții Buceci, cred. Să ne iasă brăduvioană de acolo. Dar acolo ce sunt eu? Uite, pe scoruși. Ancorat, e ancorat? Mai mergem mai încolo. Nu știu ce o să prindem noi aici, poate niște broaște. Nu mă ferici. Oh, ce frumos se văd sălcile în verzit. Dar ce bine că nu bate vântul. Deja avem niște frunzare. Cu frigul ăsta frunzare. Aici e ceva abandonat, vezi? Băi, dar nimeni pe lac. Uite, nu știu, nici măcar un caiac n-am văzut. Data trecută erau, ai văzut o groază. Ba, făceau schina Audi, ba, se plimbau cu caiacul, ba, cu barca pneumatică. Acum, nu știu, ce bine. Nu mai era un cuplu. A, da. Era o femeie care țipa mai tare ca mine. M-am trecut. Hai cu să ne găsim un loc și vedem dacă prindem ceva.
super viteza de 6 km la oră. Oricum, dacă am merge mai repede, ne-ar fi foarte frig. Destul de răcoare. Astăzi este 10 aprilie și acum sunt în jur de 4 grade afară. Destul de răcoare. Se acuța sunt mai cald, da? Aoleu, aici e și mai frig. De până. E și o terasă ceva. Unii lucrează cu macaraua pe acolo, construiesc. Foarte frumoase case pe aici. La Pistacul. Ponton abandonat mai mult, care face parte din domeniul palatului de la Snagov. E riscant, asta se mișcă. Am legat barca aici și vrem să dăm la pește. Am băgat dipărul. Vedem dacă e ceva activitate, se pare că ar fi. Dacă se vede. Nu, se vede ceva. Da. E posibil să fie
citește pașnic. Da. Păcat că e lăsat așa în paradine. Toate bagajele în mașină, plecăm acasă. Concluzie, n-am prins niciun pește. Am secat balta de pește. N-am prins niciun pește, dacă vă vine să credeți. Ne-am plimbat pe Snagov, este foarte frumos. A început să bată vântul cam rece și am luat hotărârea să mergem acasă. Deci suntem de la ora 8, parcă, nu? Și e ora 1:30. Am mâncat, am avut sandwich-ul la noi. Am dat pentru ștucă. Nimic, nicio activitate, nimic. Absolut nimic. Deci, nu a sărit un pește în sus. Toți erau în jos. Da. Toți peștii săreau în jos. Niciunul în sus. Acum mergem acasă să ne odihnim un pic, că am obosit după plimbarea asta cu barca pe apă. A, motorul, cum merge? Cum se pare? Foarte bun, motorul. Nu merge. 4, 3, prea puțin, dar e destul. E destul pentru ce vrem noi. Asta vrem, să ajungem mai repede dintr-un loc în altul, să nu mai dai la vârstă, să pescuim și, a, și cât consumă mare? Cât 3 litri ai costat? 1 litru. 1 litru? Și mi-am plecat ceva. Uite că n-am, da, n-am măsurat. Am mers așa ca până la jumătatea Snagovului și înapoi. N-am reușit să-l parcurgem pe tot. Foarte frumos. Da, n-am vrut. Foarte frumoase locuri unde poți să pescuiești. Dar cred că e prea frig afară. Apa avea 12 grade, parcă, nu? Așa a arătat din părul. N-are nimic, mai încercăm. Renunțăm. Nu renunțăm, nu. Mau, abia vorbesc, deci sunt foarte obosită. Acum mergem să cumpărăm un pește. Ce pește cumpărăm? Cred că o păstrăm. Mergem la păstrăvărie, la Rom Silva? Da. Da, da, acolo merg. Hai. Păstăm un filmuleț și de acolo. Da. Dacă tot n-am prins, vă arătăm niște pește la păstrăvărie.